Îi mulțumim bunului Dumnezeu că suntem în casa lui și astfel se face că noi toți cei care sunt prezenți aici și nu numai, cei care într-o dimineață ca aceasta vizionează în mediul virtual sau în alte situații, sunt preocupați de cunoașterea Cuvântului Dumnezeu pentru toți aceștia să cotim că Bunul Dumnezeu a îngăduit încă din bunătatea Lui vremuri de har și îi mulțumim și prin prezența noastră în locul acesta. Ultimele cuvinte din cântarea pe care a cântat-o fratele Raul și sora Estera, cred că am reținut bine, spunea că biruitori sunt și aceia care își duc legământul până la jerfă. Ori cei care în dimineața aceasta sunt prezenți cu trupurile lor aici, Umplinit lucrul acesta, Apostolul Pavel în Cartea Romane spune aduceți trupurile voastre ca jărfă înaintea lui Dumnezeu. Simplu fapt că te-ai oprit de la cele pământești și ai venit să te înfățișezi într-o închinare publică împreună cu frații tăi înaintea lui Dumnezeu, iată este primit înaintea lui Dumnezeu ca o jărfă. Fiți binecuvântați de Cel ce este viu în vecii vecilor. Amin. Frații mei, în zilele care au trecut până în momentul acesta s-a vorbit foarte mult despre învierea mântuitorului nostru și al lumii întregi din morți. Și cred că repetând în fiecare an lucrurile acestea și nu numai, pentru că afirmam cu alte ocazii. Ceea ce a însemnat ultima săptămână din lucrarea pământească a Mântuitorului și finalizându-se pe crucea de pe dealul Golgotei, nu cred că sunt evenimente ocazionale, anuale, ci, din potrivă, pentru viața creștină a copiilor lui Dumnezeu, părerea mea personală și cred că ar trebui să fie în simțământul fiecărui creștin, sunt evenimente cu caracter permanent. Dacă nu ar fi așa, atunci viața noastră de creștini, de copii ai lui Dumnezeu, de oameni născuți nu din voia firii oamenilor sau din anumite conjuncturi a vieții pământești, ci din Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvânt nu ar putea să continue. La un moment dat s-ar întrerupe, s-ar întâmpla ceva și din nefericire vedem și lucruri de, de, de felul acesta. Una din... Uh, unul din cuvintele inspirate de Duhul lui Dumnezeu uh, în uh, cel care a scris Cartea Faptele Apostolilor și a rămas uh, pe paginile Sfântelor Scripturi, de-a lungul iată a miilor de ani, ca să confirme starea noastră de har din această dimineață de sărbătoare, este scris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 41 și 42. Cuvântul Lui Dumnezeu spune aici așa, cei ce au primit propovăduirea, propovăduirea Lui, este vorba de eh, propovăduirea Lui Petru în prima Lui Predica apostolică, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul urcinicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acum, noi trebuie să ne gândim la un singur lucru, dacă la prima predică apostolică au fost adăugați în startul bisericii aproape 3.000 de suflete, după 2000 de ani cât a adăugat Duhul Sfânt la Biserica lui Hristos, Mireasa Lui. Cred că este un număr care, din punct de vedere a logicii matematice, ne depășește absolut total și asta este slava lui Dumnezeu și a lui Hristos, cel viu în vecii vecilor, dar nu numai atâta. Dacă nu erau acolo niște oameni aleși de Dumnezeu de Dumnezeul care s-a întrupat și a locuit între oameni plini de har și adevăr, adică ucenicii lui, dacă nu erau ei prezenți și expuși la evenimentul învierii, ceea ce se întâmplă astăzi și s-a perpetuat de atunci de la nașterea bisericii prin Duhul Sfânt la Rusalii și până în dimineața aceasta, cred că, așa cum spuneam, undeva lucrurile s-ar fi oprit și nu s-ar fi dus mai departe. Dar pentru că au ajuns la noi, trebuie să ne uităm un pic în urmă ce s-a întâmplat atunci, pentru ca ceea ce noi să trăim să poată să fie posibil. Aș vrea să ne uităm de data aceasta, așa cum spuneam, pentru că repetând anumite evenimente și fără să facem niște argumentații chiar și de natură logică, perceptibile pentru mintea noastră și din minte să ne meargă la inimă, și să simțim cu evenimentele respective, s-ar putea întâmpla, la un moment dat, oameni fiind, să intrăm într-un fel de rutină a evenimentelor și să nu le mai gustăm profunzimea gusturilor spiritual care este de natură să ne învioreze duhovnicește și să ne întărească în credință. Și m-am gândit că poate că este potrivit să abordăm evenimentul în învierii Mântuitorului nostru Isus Hristos, dar în mod special aparițiile Lui după înviere și arătările lor unor persoane individuale și unor grupuri, ca de pildă grupul ucenicilor, dintr-o altă perspectivă și anume o experiență copleșitoare pentru ucenici și să vedem ce a însemnat pentru ei experiența aceasta. Apoi, dacă vom vedea ce, și vom înțelege ce a însemnat pentru ucenici experiența aceasta învierii, se naște automat o altă întrebare. De ce s-a arătat Isus cel înviat ucenicilor și femeilor în dimineața învierii și în prima zi a învierii? Și apoi, care a fost scopul acestor arătări și, mai la urmă, să vedem. Și efectul care cred că până la urmă este finalitatea care trebuie să ne intereseze pe noi în prezent, dar și cu privire la viitor. Și, așa cum spuneam, cred că ar fi bine, în scurte cuvinte, posibil, pentru că suntem puțini și nu numai atâta, am în vedere că cei prezenți aici sunt uh, oameni care deja după ani de credință și de practicare a părtășiilor frățești, au o anumită experiență și maturitate în cuvânt și, având în vedere lucrul acesta, posibil să prescurtăm anumite lucruri și argumentația biblică, ca să scurtăm din timp, să nu fie chiar punctuală pe fiecare eveniment, ci recurgeți dumneavoastră în ceea ce cunoașteți din Sfânta Scriptură și puneți pe seama cuvântului sfânt scris și inspirat de Duhul lui Dumnezeu. În primul rând, experiența copleșitoare pe care au trăit-o ucenicii și persoanele individuale la care s-a arătat Hristosul înviat a fost de așa natură, copleșitor, cuvântul acesta poate că e bine să-l înțelegem, este ceva care are așa o dimensiune de mare, într-un într efect emoțional, încât cel care constată evenimentul respectiv, din punct de vedere rațional și psihic, este absolut depășit. Eu nu cred că nu vi s a întâmplat și dumneavoastră în lucrurile pe care le-ați trăit până acum să trăiți momente în care să ziceți imposibil. Nu mai înțeleg ce se întâmplă aici. Închipuiți-vă și vreau să scot în atenția dumneavoastră doar uh, un singur lucru. Gândiți-vă la prima creație care a fost făcută prin cuvânt și care s-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Evrei, în capitolul 11, în versetul 3, spune așa. Uh, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dumnezeu a spus și s-a făcut. Lumea în care noi astăzi suntem așezați și să trăim și trăim. Dar la evenimentul acela inițial al creației, nu era nimeni ca să asiste la ce s-a întâmplat acolo, ci toate lucrurile au decurs din Dumnezeirea care era nevăzută și prin cuvântul rostit. Din lucruri care nu erau vizibile s-au făcut lucruri pe care noi astăzi le constatăm. Puneți în fața acestui eveniment al creației inițiale, pentru că s-au vorbit aici toate zilele precedente de așa numita a doua creație, pentru că prima, prin păcat, a fost compromisă și fratele Cornel o specificat lucrul acesta, prin păcat, prima creație compromisă, pentru că în raiul acela pământesc în Eden, culmea era și diavolul acolo și încerca să strice tot, tot tot, ce a făcut Dumnezeu bun și desăvârșit, dar în mod special să distrugă relația omului care era nemijlocită între om și Dumnezeu din vremea aceea în Eden. El s-a luptat și prin ispitire au reușit să compromită prima creație, creația inițială. Și acum oamenii aceștia, ucenicii, grupul ucenicilor și femeilor care se duc cu mirezme la mormânt, li se arată Hristosul înviat și culmea în trup, Frații mei, un lucru extraordinar de important pentru că privește și trupul acesta. Hristos a venit în trup aici pe pământ să locuiască între noi prin de adevăr, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, iar noi suntem oameni creați de Dumnezeu în trup, dar în trupul acesta, din pricina păcatului, a venit moartea. A venit moartea. Ori oamenii aceștia la care li se arată Hristosul înviat din morți, participă dacă atunci nu a participat nimeni uman să vizeze, să, să supervizeze, să constate prima creație, la a doua creație care culmea este deasupra celei primordiale, pentru că este veșnică și în care satana nu mai are loc cu ispitirile lor și nu mai are ce căuta acolo, el nimicit în veci, în focul cel veșnic, asistă oameni păcătoși, oameni cu slăbiciuni, Oameni cu lipsuri, oameni cu tot felul de vulnerabilități, dar aleși de Dumnezeu și aleși de Hristos Domnul, un grup de ucenici care să fie în jurul lor. O nouă creație în care păcatul să nu mai poată să aibă loc și cel care generează păcatul și moartea să nu mai aibă niciun acces. Și la toate acestea asistă omul prin reprezentanți care erau acolo și la care le s-a arătat Hristosul înviat în trup. Adică același trup pe care l-ați văzut intuit în cuie pe cruce, același trup pe care Iosif din Adrimatea și celălalt om al lui Dumnezeu să duc la cârmuitorul roman, autorității administrative din vremea aceea și cer Dă-ne trupul să-l punem în un mormânt. Și ei l-au văzut cu ochii lor, l-a luat de pe cruce, l-a pus într-un mormânt, același trup, să-ți apară după trei zile, după Scripturi, în fața ta înviat. Ce experiență, frații mei, este aceasta? Vă puteți închipui? Ori experiența aceasta a generat câteva reacții care dacă am fost atenți și realizăm dimensiunea în învierii lui Hristos și apariției lui în fața acestor oameni, cred că și noi, tot ca oameni, credincioși lui Dumnezeu, trebuie să realizăm că oamenii ăștia au avut niște reacții și nu-i de mirare că reacțiile lor au fost de o diversitate așa de mare încât și noi astăzi probabil că i-am copia pe ei dacă s-ar întâmpla în fața ochilor noștri așa ceva. Putem constata din reacțiile celor la care li s-a arătat Hristosul înviat în trup, reacții de bucurie, de cinstire, de închinare, de necrezând de bucurie, adică uimire, mirare, dar, frații mei, și reacții de îndoială și de necredință. Și aș vrea să mă opresc aici și să citesc cuvântul care pentru dimineața aceasta a fost rânduit pentru învățătura noastră din Sfintele Scripturii, cuvânt scris în Marcu, capitolul 16, de la versetul 9 și până la versetul 15. Rămânem așezați și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte dragi. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința lor și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce văzuseră în viat. Iată și din textul citit, foarte simplu, prin simpla lecturare, constatăm câteva reacții a ucenicilor, cei pe care Domnul i-a ales ca să fie în jurul lui, și să învețe de la el pocăința și să-i facă să creadă că el este Mesia trimisului Dumnezeu, Hristosului Dumnezeu, așa cum Petru îi spune Mântuitorului la un moment dat și Cunoscând toate lucrurile acestea, se naște, cum spuneam, imediat întrebarea, dar de ce, de ce s-a arătat Hristosul în via din morți la, la, la acești oameni? Și aș vrea, așa, într-o trecere foarte sumară, să o luăm prima menționată în text este Maria Magdalena, eliberată de șapte draci. Adică eu am constatat când să transpunem în la persoana întâia situația aceasta, ca să vedem o reacție a unui om care l-a cunoscut înainte de jertfă Pământuitorul și prin lucrarea, prin minunea pe care a făcut-o, o, o eliberat-o de șapte draci. Ori când Maria Magdalena a fost eliberată, eu cred cu siguranță că ea au crezut, ăsta-i Fiul lui Dumnezeu, nimeni nu poate să facă așa ceva. Și acum l-am văzut pe o cruce, femeile erau acolo în momentul răstignirii și priveau de departe și l-am văzut într-un mormânt și am un necaz, ăla care am crezut că e Dumnezeu, care m-a vindecat în ființa mea lăuntrică și m-a eliberat, o murit și în mormânt. Cum să poate Dumnezeu să moară? Aveau o problemă și a fugit dis de dimineață la mormânt. Avea o frământare, ceva au mânat-o. Apoi, în altă ordine de idei, Petru, cel care a recunoscut că el este Hristosul și a crezut pentru că din, 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 din inima lui oscos scos cuvintele acestea, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu? Și Domnul Iisus i-a răspuns, Ferice de tine, Pietre, că nu carnea și sângele ți-au făcut descoperirea aceasta ca să rostești cuvintele acestea. Ai crezut că Fiul lui Dumnezeu și la un moment dat, din frică omenească, din spaimă, din frică de repercursiuni, ni se va întâmpla și mie ce s-a întâmplat învățătorului, să te lapezi de el și să-ți arate Domnul, dar nu cunoștem reacții, pentru că uh, Luca menționează prin cei doi la care li s-a arătat uh, Domnul înviat în trup, în drum spre Maus, să întorc în Ierusalim la ucenici, Luca 24, și le spune așa, a înviat Domnul și ni s-a arătat la frângerea pâinii și spune ei acolo și s-a arătat lui Petru. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 5, Apostolul Pavel menționează același lucru. Am via Domnul și s-a arătat lui Chifa, spune el, care înseamnă tot Petru. S-a arătat lui Petru. Dar Sfintele Evangheliei și Epistolele nu vorbesc nimic despre ceea ce noi constatăm la ceilalți la care s-a arătat Domnul. Nu ne arată niciun fel de reacție a lui Petru. De ce? pentru că el a fost omul care prin Duhul Domnului o rostit, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu și s-o lepăda de el. Domnul Iisus, în apropierea lui de ucenici, așa cum și astăzi se apropie prin mijlocirea lui înaintea tronului îndurării cerești și față de noi astăzi, a știut să folosească și confidențialitatea și și discreția, pentru că avea în vedere în dreptul lui Petru altceva. Dacă citim Evanghelia după Ioan, capitolul 21, la o altă arătare, nu în prima zi a învierii la Marea Galilei, acolo vedem un alt lucru. Dialoguează Domnul cu Petru și nu numai atâta. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că i-a spus toate lucrurile acestea ca să îi facă de cunoscut cu ce sfârșit are să proslăvească el pe Dumnezeu? Și anume, îți vei ridica mâinile și alții te vor încinge și te vor duce nu unde tu voiești să te duci, dar până acolo, în momentul acela, adică biruitor cum se cânta, să-ți duci legământul până la jerfă, să te zerferi pentru lucrarea mea, până atunci... Paște oile mele, asta vedea în vedere Domnul față de Pietru, chiar și cu păcatul trădării lui, pentru că Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu și vedea dincolo de vulnerabilitățile noastre omenești, de slăbiciunile noastre și de scăzămintele pe care cu siguranță fiecare care în dimineața aceasta ascultați cuvântul lui Dumnezeu, le purtați în cortul acesta trecător pământesc. Domnul Iisus privește dincolo de toate acestea și folosește confidențialitatea și discreția. Dar ce m-a pus în uimire la un moment dat? Uh, Cartea Faptelor Apostolilor menționează un lucru despre reacția lui Petru, dar asta este după înălțarea Domnului. Fapte 2 cu 32. În încheierea predicii de la Rusalii, el face următoarea afirmație. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Cum ai spus, Petre, așa ceva? Adică tu ești martor al învierii, ți s-a arătat Hristosul înviat în trup, l-ai văzut tu cu ochii tăi și l-ai pipăit cu mâinile tale și Biblia nu spune nimic, nu? Pentru că Dumnezeu a folosit discreția și confidențialitatea, pentru că în la actul de, de, de naștere a Bisericii, a Miresei lui Hristos de aici pe pământ, să rostești cuvintele acestea, noi toți suntem martori. Transmiteți mesajul acesta ca martori a invierii mele. Și cu aceasta vreau să fac și o mică paranteză. Dacă noi abordăm prima creație prin credință, înțelegem că Dumnezeu a făcut lumea. Prin cuvântul lui Evrei 11 cu 3, dați-mi voie să vă spun că tot prin credință privim spre învierea lui Hristos, pentru că la sfârșitul capitolului 20 din Evanghelia după Ioan, când Domnul Iisus se arată lui Toma și îi prezintă identitatea acelui aș care a fost înainte de răstignire, acelui aș răstignit, acelui aș pus în mormânt, acela a înviat Toma. Adă mâna ta și pune în mâinile mele și adă mâna ta și pune-o în costa mea. Și ferice de tine că ai văzut și ai pipăit cu mâinile tale dumnezeescul trup ridicat din morți. Dar ferice de cei care n-au văzut și cred, adică de noi, care astăzi a doua creație o abordăm prin credință la actul de naștere a bisericii prin coborârea Sfântului Duh, trimis de cel Înalțat, viu în vecii vecilor, să roștești petre lucrurile acestea. Noi suntem martori a învierii Lui, ca să fie consemnat nu numai prin credință care ne face pe noi mântuiți, ci și ca act istoric, frații mei, care de atunci, din momentul învierii și până când se gată lumea asta, rămâne act istoric, eveniment consemnat prin manuscrisele care s-au păstrat până în zilele noastre. Deci și din punct de vedere a logicii omenești, un act istoric consemnat de istoria existenței omenirii pe pământ. E adevărat că lumea asta seculară pe care noi o trăim acum, prin știința ei și prin aroganța ei mai degrabă și prin faptul că cred că sunt cineva și încearcă să formeze și să creeze o societate a bunăstării și a prosperității, dar fără Dumnezeu excluzându-L pe Dumnezeu și încercând să lipească inima oamenilor de cele trecătoare, că doar asta ne dau progresul și bunăstarea și satisfacția, sigur, ei încearcă să acoperă acest document istoric și de data aceasta vorbind și din perspectiva aceasta a învierii, a certitudinii învierii lui Iisus Hristos. Noi toți suntem martori ai Lui, l-am văzut, l-am pipăit, dar vreau să trec mai departe la o altă afirmație, pentru că, uh, uh, cum spuneam la început, dacă oamenii aceștia aleși de Dumnezeu au fost selectați, ca să folosesc un cuvânt mai pe înțelegerea noastră, ca să fie expuși la experiența aceasta complicitoare a învierii lui Hristos din morți, ne punem întrebarea de ce numai aceștia? De ce nu alții? în uh, ziua din săptămâna partimilor, ziua de marți, după socotelile noastre, dar evenimentul cu siguranță a avut loc și asta este foarte important, Domnul Iisus stă la dispoziția publică a tuturor celor aleși și nealeși, vrând și nevrând, și suportă absolut toate ispitirile și toate provocările gloatelor care erau în jurul lui, dar în mod special autorităților religioase din vremea când Domnul Iisus s-a dus pe drumul Golgotei. Stă la dispoziția lor. Într-un ultim discurs public, dacă citiți Evanghelia după, capi... după Matei, capitolul 23, acolo e vorba de 39 de versete, nu mai mult și mai puțin, unde Domnul Iisus înfruntă pe farisei și repetă, am numărat, n-am mai reținut, de șapte ori, de opt ori, vai de voi, cărturari și farisei, vai de voi, vai de voi, farisei orbi, vai de voi, șpui și, și de șerpi și năpârci și toate felurile, un capitol întreg, îi înfruntă, înfruntă. Am stat să mă gândesc la lucrurile acestea. Oare din partea Mântuitorului Lumii, atitudinea aceasta față de, de uh, oamenii aceștia care uh, uh, mai degrabă să înțeleagă că este Hristosul Fiului Dumnezeu trimis să mântuiască lumea, au încercat să-l ispitească în toate felurile, până și cu impozitele și cu taxele l-au ispitit cu totul, tot ce au vrut ei. Și totul stă la dispoziția lor, dar în definitiv dedică Matei un capitol întreg în, în, în înfruntarea lor. A fost aceasta răutate din partea lui Hristos sau răzbunare, sau să-i acopere cu cuvinte de ocară? Nu, frații mei! Spunea fratele în îndemnul de rugăciune că Isus Hristos a fost singurul care a împlinit toată legea. Știți ce au fost acolo, frații mei? Acolo a fost ceea ce spune profetul Domnului Ieremia, vai de omul care numește răul bine și binele om, și binele rău. Asta a fost acolo, frații mei, un, un discurs de-a dreptul radical, condamnabil față de cei care erau în mintea lor stăpâniți de cel rău în necredința lor și în respingerea lui Hristos. În Biserica lui Hristos astăzi, nu numiți răul bine și binele rău, Biserica lui Hristos este formată din sfinți. Domnul Iisus și-a ales niște oameni pe lângă ei la care le să se arate. Da, oameni cu defecțiuni, oameni cu slăbiciuni, oameni cu lipsuri, dar a ales un grup de oameni cu lipsurile acestea să-i curățească, să-i sfințească prin cuvânt, să-i sfințească prin prezența lui nemijlocită până la înălțarea la cer și prin ei, prin oamenii acestea imperfecți, să facă o lucrare perfectă care să ajungă la noi și noi să stăm aici să ascultăm confortabil cuvântul celui care a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta Tatălui în slujba de mare preot și în dimineața asta să privească la noi și să mijlocească pentru noi și pentru toate slăbiciunile noastre. Doamne, fi udați și slăvit în veci! Frații mei, aș vrea să mă Duc mai departe și chiar să mă apropii de e, în încheiere și să fac doar câteva afirmații, încheiind ideea aceasta. De ce s-a arătat Domnul Iisus ucenicilor? Am adus în discuție relația lui Hristos cu cei necredincioși, care totuși în ultimul discurs public a stat la dispoziția lor. Dar relația lui Dumnezeu, a lui Isus Hristos, care este Domnul nostru și Dumnezeul nostru, s-a sfârșit acolo. La un moment dat, ucenicii, în capitolul 14, când Domnul Isus înainte de răstignire, are cu grupul intim al ucenicilor o, o părtășie, să zicem așa, foarte intimă, cu un cuvânt de rămas bun. Și stau ucenicii și-l ascultă așa cum-l ascultăm noi astăzi, și la un moment dat, unul, Iuda, nu Iscarioteanul, îi spune așa, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Asta au înțeles ucenicii. Îți vei aduce jerfa și tu spui că peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, dar peste puțină vreme ne vei vedea, din... o să te arăți din nou, o să ne vezi din nou cum se face asta? Că numai nouă ne spui, numai nouă vrei să te arăți, nu mai vrei să te arăți lumii. Cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? O să mă duc la alt cuvânt. Puneți dumneavoastră primele versete din, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 13, versetul 1, 2, 3. Înainte de praznicul Paștilor Iisus, ca cel ce știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și cred că ajunge atâta, este suficient. I-a iubit până la capăt. Ori capătul nu era acolo la Golgota, frații mei. Capătul și pentru ucenici. Și pentru noi astăzi, Capătul este împărăția lui Dumnezeu. Eu iubit până la capăt, uite de ce, mă arăt vouă, nu lumii. Și în rugăciunea tot din Evanghelia după Ioan în capitolul 16, și mă rog tatăl, tată, îți pare că versetul 9, nu pentru lume, ci pentru aceștia pe care tu mi-ai dat, pentru că sunt ai tăi și nu vreau să pierd pe niciunul din ei. Și sigur, ne aducem aminte din același Ioan, capitolul 17 și de versetul 19 sau 20 când și mă rog nu numai pentru aceștia ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor iată din nou de ce s-a arătat Hristosul acestor oameni cu defecte ca să facă o lucrare perfectă care să ajungă până la noi pentru că și pentru ei și pentru noi s-a rugat Hristosul cel viu în vecii vecilor acum toți oamenii aceștia așa cum spuneau au stat Uh, și înainte de a merge cu explicația, de a veni cu explicația, vreau să fac o afirmație aici. În urmă cu doi ani de zile am mai făcut o dată, nu știu, cred că n-ați reținut-o, dar eu am reținut-o. Încă banda mai funcționează. Vorbeam atunci despre arătările lui Hristos într-o manieră în care pe ei, ca cei care au experimentat, au fost expuși, primii și în mod direct acestui eveniment al învierii, s-a produs și o bulversare. Din ce motiv s-a produs bulversarea aceasta lor? Sau chiar necredința, îndoielile? Domnul Iisus s-a înfățișat înaintea lor în așa numitul de către teologi, fenomen al continuității identității lui Hristos dinainte de răstignire și din timpul răstignirii și a discontinuității identității lui. Și așa, fără să recurg la versetele biblice, care cred că dumneavoastră le știți, când Domnul Iisus se arată în seara învierii Ioan, capitolul 20, după ce le-a zis, vă voie, voie scrie acolo și i-a arătat mâinile lui și costa lui. Și uite că e același de pe cruce, și viu, și nu numai atât, a intrat prin ușile închise. Noi suntem fricoși, înspăimentați, ne-am închis bine aici, nu cumva să dea cineva peste noi să ne facă vreun rău. Și apare Hristosul, pace. Uitați-vă, sunt eu, Luca 24. Uitați-vă la mine, eu sunt, nu sunt o fantomă, nu sunt un Duh pipăiți-mă și vedeți, eu sunt, aveți ceva de mâncare, vedeți că sunt viu, sunt real, sunt în trup. Și au dat un fagore de mere și pește fript și au mâncat înaintea lor, sunt eu în trup. Credeți lucrul acesta. Dar când cei doi mergeau pe drum, Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și aia, de ce? Tu e singurul străin, de tu habar n-ai de ce s-a întâmplat în zilele acestea aici în Ierusalim? Și noi suntem acum așa de dezamăgiți, ne credeam că ăsta va ridica pe Israel. Și acum, uite, cu trecut trei zile și nici vorbă. Ochilor erau împedicați să-l cunoască. Foarte interesant. Împedicați să-l cunoască. Dar când frânge pâinea, se deschid ochii și inima și îl recunosc și fug la ucenici. Apoi Ioan, ultimul capitol, capitolul 21, la arătarea de la Marea Tiberiad, îi spune că dimineața Iisus stătea pe țărm și ucinecii nu știau că este Iisus. Versetul 4, capitolul 21. Dar comparați 4 cu versetul 12 din același capitol 21 la Ioan. Iisus stătea pe țărm de data aceasta, avea acolo uh, o vatră de jeratic cu pește pus deasupra, și îi cheamă pe toți, veniți de prânziți, le-a zis Domnul. Și ofrând pâine, le-a dat să mănânce și scrie acolo, zice, nici unul din ucenici nu îndrăznea, nu cuteza să, spun, să întrebe cine ești, căci toți știau că e Domnul. Eluia. Foarte interesant, adică de acolo și nu-l cunoșteau și la un moment dat se întâmplă acolo ceva, e Domnul. Și atâta erau de copleșiți, că nici măcar n-am mai avut curajul să-l întrebe că cine ești. Toți știau că e Domnul. Acum, pe de de-o parte, continuitate, semnele răstignirii și același pus în mormânt, stă în fața noastră și spune, nu, 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 nu sunt duh, nu vă, aveți închipuire, pipăiți-mă și vedeți că eu sunt și pe de altă parte împiedicați-o că să-l cunoască, dar la frângerea pâinii nu ardea inima în noi când eram pe drum și vorbea cu noi, sau nici măcar n-avem curaj să întrebăm, suntem nimic, suntem oameni slabi, nici măcar nu întrebăm, știm noi că ăsta e Domnul, numai Domnul face așa ceva. Ori toate experiențele astea a continuității semnelor identității lui Hristos și a discontinuităților fac un lucru în ucenici și trebuie să-l facă astăzi și în noi. Adică, ne face un pic să înțelegem, ne deschide o mică fereastră înspre ceea ce vorbește Apostolul Pavel în capitolul Învierii, capitolul de aur din Sfânta Scriptură. Dacă este un trup, firesc, este și trup duhovnicesc. Trupul acesta, pentru că Isus a înviat în trup, este semănat în ocară care înviază în slavă, frații mei. Asta ne face să pricepem învierea lui Hristos și acum, în încheiere, să trecem la efectul învierii lui Hristos. Cum spuneam la început, probabil că cel mai de dorit pentru noi. Îmi aminte, în urmă cu vreo 30 de ani, când eram în țară și făceam dese vizite la Dej, pe unde locuia tatăl meu, soția mea, care era nu din familie de credincioși penticostali, din familie de ortodoxi, dar după cum i-am cunoscut niște oameni foarte evlavioși și cu frică de Dumnezeu, cred că soția o uitat, dar eu n-am uitat. Tata era pe vremea aceea slujitor în biserica numărul din Indej și a frământat-o fenomenul acesta învierii, pentru că Hristos Dați-mi voi să vă spun, se mai arată și astăzi, Ioan, capitolul 6, sunt acolo câteva versete despre voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este să fac ceea ce, nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este ca oricine vede pe Fiul să nu piară, să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, din nou învierea, Adică, deschide Domnul Iisus acolo o perspectivă până la noi. Oricine în timpurile istoriei care va urma, îl va vedea pe Fiul, să nu piară, să aibă viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Și soția întreabă, cum? Fenomenul acesta învierii, cum se va petrece? Și mi-aduc aminte de o parte din răspuns. Răspunsul era în felul următor. Matrița aceasta pe care tu o vezi acum. Uitați-vă unii la alții care sunteți prezenți aici la biserică. Eu mă urc la fratele Simi, la Cuscru Silvan, la fratele Doru, la sora Rafila, la nu știu care și văd cu ochii mei acum. Văd matrița aceasta, forma aceasta trecătoare pământească. Dar dacă Hristos a înviat în trup și și-a expus identitatea dinainte, la fel se va întâmpla cu noi toți care sunteți aici și care ne privim cu ochii aceștia de carne unii pe alții, vom fi absolut identificabili după înviere. Dar cum spunem, trupul acesta sămânat în care va învia în slavă. Dar ca să se întâmple fenomenul acesta în noi, în perioada pământească, ca să o numesc așa, trebuie să se întâmple ceva. Adică un efect. Hai să vorbim foarte puțin despre efectul învierii. Ne aducem aminte fiecare, din nou revin la ultimele versuri din cântare, biruitorii cei care își duc legământul până la jerfă, și trec și prin jertfă, probabil. Romani, capitolul 6, versetul 8 și 9. Pentru că noi, vorbim la cina Domnului, ori de câte ori faceți lucrul acesta, pomeniți moartea mea, până voi veni eu, și s-ar putea întâmpla să ne blocăm aici. Nu ăsta e sfârșitul. Deci nu aici. Ce se referă acolo este la părtășia noastră cu trupul și sângele Domnului ca să avem viață. Dar asta străpunge istoria, trece dincolo de istorie. Istoria asta are, va avea un cap și cred că e foarte aproape. Identitatea noastră ca și creștina lui Dumnezeu nu este numai cu moartea lui Hristos cu jertfa lui, ci în același timp și cu vierea lui din morți, în trup. În trup. Roman 6, versetul 8 și 9. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem, iată din nou, prin credință, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Amin. Și... O altă specificație în altă scriere, în altă epistolă. A luat același apostol Pavel în Galaten, în capitolul 2, ca să vedeți că identitatea noastră e și în moarte și și în înviere, în Galaten 2, cu 20, spune în felul următor, Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, în trup, din nou în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iată, frații mei, identificarea noastră și prin moarte, dar și prin înviere. Da. Și dacă fenomenul acesta s-a produs în noi, noi nu avem doar o speranță vagă, ci avem certitudinea și noi vom învia. Ioan, la un moment dat, într-una din epistolele lui, zice, ce vom fi, nu ni s-a arătat. Nu ni s-a arătat. O mică fereastră, cum spuneam, prin vierea lui Hristos, ca să privim, înspre, să privim din trupul acesta semănat în ocară, să privim înspre cer de slavă, dar trup, doar atât. Și vine cuvântul lui Dumnezeu întit și remarcă extraordinar efectul cel care trebuie să se producă în noi, și eu cred că s-a produs și pentru aceasta dau slavă lui Dumnezeu, Tit trei cu 5, El ne-a mântuit nu pentru faptul, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. S-ar putea întâmpla să avem o educație și să trăim o viață absolut neprihănită și să facem și fapte, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Iată efectul, Iată efectul și dacă efectul acesta se produce în noi, atunci avem certitudinea. Și ascultați certitudinea, nu de la mine, ci din cuvântul lui Dumnezeu, Romani 8 cu 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia din nou și trupurile frații mei, trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Vorbeam de prima creație care s-a făcut din nimic. Acum, dacă avem certitudinea aceasta, să nu vă loviți de o imposibilitate, pentru că ce-o mărturisit Hristos prin apariția lor, lui, înviat din morți în trup în fața ucenicilor, știți ce demonstrează în definitiv? La un moment dat, Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 7, spune O, nenorocitul de mine, cine mă scapă de acest trup, din nou trupul, de acest trup de moarte? Cine? Hristos cel înviat din morți, frații mei. El mă scapă de acest trup de moarte, dar trebuie să se producă efectul despre care vorbeam. Și apoi dacă credem lucrul acesta, spune în Tesalonicen în 4, în serviciu de mormântare, dar e bine să ne amintim de cuvântul lui Dumnezeu câteodată, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem că și Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Hristos, pe cei care au adormit cu ei. Dar care adorm în Hristos? Aia în care s-a produs efectul învierii lui Hristos. Numai aceea dorm în Hristos și care îți duc legământul acela, chiar trecând prin jerfă până la capăt. Și atunci toate lucrurile acestea pentru noi, care suntem credincioșii lui Dumnezeu, este nu o speranță mai vagă sau chiar mai bine conturată, ci devine adevăr. Devine incertitudine prin credința în Hristos cel înviat. Și nu numai atâta, vine cuvântul lui Dumnezeu și nefericește. și spune în Apocalipsa 20 cu 6, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere asupra lor, a doua moarte nu mai are nici o putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Isus Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Frații mei, unde este finalul? i-a iubit până la capăt împărăția lui Dumnezeu. Doamne, vină împărăția Ta, precum în cer și pe pământ. Amin.